Brazilia ar putea deveni o nouă piață de desfacere pentru producătorii de vin din țara noastră. În acest sens, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Viorel Gherciu, a purtat discuții cu ambasadorul Republicii Federative a Braziliei în Republica Moldova, cu reședința la Kiev, excelența sa, Norton de Andrade, Melora Pesta. Oficialii au discutat despre industria vitivinicolă din țara noastră și au explorat posibilitățile de promovare și comercializare a vinurilor noastre în Brazilia. Sectorul vitivinicol reprezintă o ramură strategică a economiei naționale. Indicatorii acestui sector au o pondere semnificativă pentru Republica Moldova. În ultimii ani, țara noastră se regăsește în lista liderilor producătorilor și exportatorilor de vinuri din lume. În prezent, vinificatorii își exportă produsele în peste 60 de state ale lumii. Republica Moldova rămâne a fi țara cu cea mai mare densitate a podgorilor și îi sunt atribuite sute de distincții anuale la concursurile naționale și internaționale, a subliniat ministrul Gherciu. Totodată, în cadrul întrevederii, ministrul a mai declarat că va lansa o invitație oficială omologului său din Brazilia pentru a efectua o vizită de lucru Republica Moldova, în vederea sporirii potențialului de cooperare în segmentele aferente sectorului agroalimentar. Părțile au comunicat că primul export de produse vitivinicole în Brazilia a avut loc în luna ianuarie a anului curent, circa 17.000 de butelii de vin medaliate cu distincții din aur și bronz, și că acestea au fost apreciate de consumatori la justa lor valoare. În prezent, 7 companii de vin din Republica Moldova manifestă interes pentru a-și expune produse pe rafturile din Brazilia. Acestea ar putea pune la dispoziția consumatorului circa 61 de vinuri moldovenești, a mai declarat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Viorel Gherciu.